Sănat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Pamflet. Bine m-am găsit, dragi prieteni, într-adevăr, lumea pare să fie din ce în ce mai mică, oricât ne-am amestecat noi și ne-am bălăcărit prin ea, dar avem niște dovezi aici palpabile de data asta, lăsați-mă să încep cu ele. Avem un ziar venit de la capătul lumii și chiar așa se și numește, El Diario del Fin del Mundo. Iată-l, în sfârșit, o premieră pentru televiziunile din România, un ziar de la capătul lumii din Țara de Foc, capitala Ushuaia, o provincie argentiniană, sigur nici granița cu Chile nu-i departe. Vedeți aici cele două steaguri, steagul Republicii Argentina și steagul Țării de Foc, un ziar care a făcut ceva pe drum. 28 noiembrie 2013 ne-a ajuns la sfârșitul lui februarie din partea Cameliei Bercaru, extraordinar. Iată cum arată autobuzele și cozile la impozite de la capătul lumii din celebra Țara de Foc, Ushuaia. Un ziar într-adevăr alb-negru, dar mai mult decât atât e greu să mai comentezi. La magistrada tiene via libre para jubilarse. Asta scrie pe prima pagină. Au și reclame la mașini, au reclame la autobuze. Pare să fi fost un congres și la ei. Să vă arăt imediat imagine. Pot fi monumentale sau nu, depinde cât de bine le captează camera. Acolo sunt niște cetățeni. Cum e, mă, viața la capătul lumii? A spune chiar la sfârșitul ei. Pentru că dincolo de strâmtoarea Magellan nu se mai întâmplă nimic. Acolo te duci în jos și ajungi la Polul Sud, via Antarctica. Se depunea jurământul în calitate de senator, Bertonei Catalan Mani, Huaron como senadores. Asta este, foarte multe autobuze, nu avea taxiuri sau nu știu de ce. Au și șantiere pe care se mai lucrează. Hai să vedem aici, unul pe care îl cheamă Caiu Kenen, nu Kenemen, Hunor, așa. El Diario Nacional del Fin del Mundo. Și chiar și ei își spun locul de la capătul pământului, deși pentru ei Europa ar fi la capătul pământului, bineînțeles nu putea să lipsească Papa Francisc, uitați-l îmbrăcat de ieșit la operă mai degrabă sau de mers pe stadion decât de o slujbă la Vatican. Papa Francisc, păcat că n-am primit și ziarul din ziua în care a fost ales Papa, să vedem cum era el sărbătorit la el acasă, dar în vasluiul Argentinei, această țară de foc, pe care cu adevărat n-a explorat-o nimeni niciodată, deși au existat documentare multe, mai există și astăzi, dar să pretinzi că ai țara de foc la degetul mic, mi se pare un pic pretențios. Iată și clima de la Ushuaia, unde spuneam se termină lumea și începe neantul. Vedem aici Ushuaia, Rio Grande, este la extremitatea sudică, maximă de 11 grade, minima de 1 grad, se distinge mai greu pe ecranul televizorului, dar țin acest ziar în mână numele tuturor celor care au călătorit întreaga lor viață în imaginație și nu vor ajunge niciodată nicăieri. Pentru ei este acest moment, nu o să le mai fac pe plac tuturor telefonistelor din România și să citesc acest horoscop de la sfârșitul lumii, întrucât ne-ar apuca nostalgii pe care nu le-am mai putea eradica niciodată. Dar să știți că asta nu-i decât începutul, promisesem să vorbesc despre Varujan Vosganian, trebuie să-l mai amânăm un pic, cum sună Vosganian și cum sună El Diario Fin del Mundo. Am primit, fraților, și nu e nicio păcăleală, nu este de altfel nici măcar o premieră, trei ziare din țara noastră prietenă Togo. Unul dintre ele se numește Le Correcteur. Ia uitați-vă puțin cum arată presa liberă din Togo. Le Correcteur, pe verde și roșu, de zici că e scris cu sânge de șarpe. Bi Hebdo d'Information Politique Culturelle Sportive, 250 de franci centrafricani face un asemenea ziar.
trec la al doilea, care se numește L'Alternativ, jurnal togolais d'informațiuni, d'analiză, pe prima pagină, le mor dans l'insalubrité de leur dernière demeure. Adică nici cimitirele nu mai sunt curățate cum trebuie în Togo, arată ca un WC-ul public pe la noi prin gară, m-am uitat și eu mai atent, se distinge un palmier în depărtare, așa arată un cimitir în Togo. Bă, frate, ia uitați-vă puțin, zici că ești în Bărăgan undeva și te-a lăsat trenul într-o haltă și n-ai avut unde să te ușurezi. Ei, și în fine, ăsta o să-l pun la dispoziția tuturor ziarelor noastre de satiră și umor, SICA, Le Journal de la Bonne Humeur Togolais. Deci ăsta este echivalentul Academiei Cațavencu la noi, sau ziarului Kamikaze. Sunt niște glumițe pe prima pagină, glumițe peste tot așa, o să ajungem imediat la chestiunile care mă preocupă. Editorialul lui Pierre Dabla se numește Să resta între nu, adică să rămână între noi, deci nu pot să fac public. Și în fine, pe pagina 4, absolut fără niciun fel de glumă, se inserează așa ca o publicitate, rubrica de corespondențe matrimoniale. Hai să vedem un pic cam cum se face un anunț matrimonial în Togo. Poate ne interesează și pe noi. Eu din ce am citit aici, fraților, îmi dau seama că ăștia sunt mult mai liberi decât noi. Da? Uniunea Sovietică sigur că era mai departe de Togo, deși și ei erau tot comuniști. În vremurile în care noi îi cântam în strună tătucului Stalin. Togo, Beninul, multe țări din zona Golfului Guinei erau și ele asfixiate de ideile comuniste și bolșevice. Om de 25 ans cherche une nouvelle relation amoureuse avec fille de 20 à 25 ans. Ăsta este primul anunț, adică bărbat de 25 de ani caută să găsească o relație amoroasă cu o fată între 20 și 25 de ani. Am vreau să le transmit duduițelor că în Togo, în momentul în care ai depășit 25 de ani, nu mai ești femeie, ești deja babă, la ei se trece la cratiță imediat după împlinirea vârstei de 25 de ani și nu se mai iese, nu există niciun fel de șansă de a mai reveni și de a mai te numi femeie. O, dacă ai depășit vârsta de 25 de ani, nu se insist foarte mult, pentru că știți cam cum sunt africancele, o vârsta aia ești atât de uzată încât chiar nu mai are. Poate eventual la învelope să mai lucrezi, la desfundat canale. Și vedem în corespondență că niciun cetățean, oricât de bătrân sau de bogat ar fi, el nu caută să depășească vârsta asta niciodată. Foarte interesant, la noi nu există așa ceva. Ca o doamnă matură, severă, plină de venin, anunțuri de genul ăsta există. Nu, la ei doar să fie dulce, plăcută și să nu depășească 25 de ani, că dracu o ia. Mai departe, junior, om d'affaires, désire correspondre avec fille de 18 à 30 ans, commerçant ou dont la mère est commerçante, prête pour le mariage et sans aucune contrainte. Și bineînțeles să-și dau cu toții numărul de telefon, începe cu 91 sau cu 99. Deci fiți atenți, om de afaceri caut să corespondez cu o fată de la 18 la 30 de ani, da, să vedeți de ce pune 30, vreau să corespondez cu ea, care să fie afaceristă sau mama ei să facă afaceri, gata pentru căsătorie, fără niciun fel de constrângeri. Când ai ajuns la vârsta de 30 de ani, nu mai ai nicio cerință în Togo. Asta, sans aucune contrainte, înseamnă multe de tot. Deci nu mai poți să spui nimic după aia. E ca la noi, în politică, la condițiile pe care ți le impunea PSD-ul. Odată ce ai intrat în cârdășie, după aia mai poți să vii. Păi, dar vrem și la interne, vrem și vicepremier. Nu. Mai departe, asta mi s-a părut senzațional. Riș, deci bogat, bogătaș, riș, virgulă, e mărilie relation amoureuse avec fille de 16 à 19 ans. Deci, Dan Voiculescu, da? Caut o relație amoroasă cu fată între 16 și 19 ani. Pur și simplu. O să-i dau și numărul de telefonul ăsta, care am impresia că interesează mai multă lume. Trebuie să căutați însă pe Google Earth și prefixul statului Togo, pe care nu l-am aici,
dragă domnișoară, pentru fetele interesate o să repet acest număr de telefon și la finalul emisiunii, 92 03 93 87, pentru cele care ne ascultă în Togo, da? O să spun și în franceză, 92 03 93 87, da? Încă o dată spun, prefixul statului Togo trebuie pus înainte. Bogătaș, da? Mi se spune din regie că 228 este prefixul statului Togo. Deci formați așa, 00228, 92 03 93 87, dacă aveți între 16 și 19 ani și doriți să vă cuplați bazic vorbind, că sunt termeni mai frumoși, așa, să doriți partenera, să deveniți partenera de viață, de exemplu, sau doamna unui afacerist, probabil fără scrupule, dar togolez. Mai departe, uitați puțin ce cer femeile, că există corespondență matrimonială și feminină. Femme de 24 ans désire rencontrer homme de 28 à 40 ans ayant bonne situation pour mariage. Și își dă adresa de e-mail care se termină cu yahoo.fr. Că e greu să găsești yahoo.tg. Da? Deci femeie de 24 de ani caută să găsească bărbat între 28 și 40 cu bună situație pentru căsătorie. Numai căsătorie, în franceză mariage, scrie cu distanță între fiecare literă ca să se poată citi. Probabil a plătit femeia niște franci centrafricani în plus și a plasat mariage pe tot rândul. Foarte frumos. Și apoi sunt dintre astea mai intime, așa, poate că n-ar fi cazul să intrăm în ele, cetățeni care caută femei între 14 și 20 de ani de obicei în anumite regiuni din Togo. Asta se pare colosal. Știți forma statului Togo, e așa ca o păstaie acolo la Oceanul Atlantic, o stare minusculă, practic. Bă, să mai cauți în anumite regiuni în Togo, fiți atenți aici. Hervé aimerait correspondre avec fille habitant à Digomé pour relation sincère et durable. Și dați de vreo 3 numere de telefon, înseamnă că într-adevăr are niște resurse, e abonat la toate firmele de telefonie mobilă, adică la Adidogome. În regiunea Adidogome caută el parteneră. Lionel, 27 ans, recherche fille chrétienne de 22 à 30 ans pour relation sincère pouvant aboutir au mariage. A? Deci Lionel, 27 de ani, caută fată creștină între 22 și 30 de ani pentru o sinceră relație care ar putea să-i conducă la un moment dat au plus profond d'eux-mêmes ou de leur relation amoureuse au mariage. Așa. Bun, și continuă chestiunile până în josul paginii. Superbă această. Altfel, eu trag cu benzile desenate, dar încă o dată vă spun, dacă aveți nevoie, dragi colegi de satiră, să vă mai informați, pentru că au și umorul lor. Nu, ni se pare un pic cam sec așa, dar e interesant să iei contact cu umorul togolez ca să vedeți exact cu ce lemne se încălzesc acești cetățeni. Pentru noi tot de la capătul lumii, că se pare destul de greu de comentat. Benzi desenate peste tot, asta este satira lor, câteva personaje dintre astea politice care mai apar, cam așa arată două pagini de la mine. Bun, n-au ajuns încă la ziarele color, dar uitați că există totuși ziarele la ei. Cred că vor rămâne să trăiască mai mult pe print decât presa din România și la un moment dat, în loc de Libertatea și de Click, o să răsfoim presa de cancan din Africa Neagră. Țara de Foc și 3 ziare din Togo pentru începutul acestei ediții. Că tot spuneam de Varojan Vosganian, dragi prieteni, și după cum știți, se pregătește intens de câștigarea Premiului Nobel pentru literatură, atunci să te ții. Atunci zi pentru poporul român. Oare despre ce s-o vorbi când un român va câștiga Premiul Nobel pentru literatură la televiziune? Bianca Drăgușanu, Slav, Anda Adam, Monica Columbeanu, cum este tu să apar cu Monica Columbeanu pe prima pagină? Sau cu vreun Rușanu, da, cu vreun Chițuiu, cu vreun Fenechiu,
când ai un câștigător de premiu Nobel, dar ce să vorbești despre premiu Nobel? Noi nu avem o presă pregătită pentru așa ceva. Cum ar putea, cine, Eugenia Vodă, cine să, cum o chema, doamna Constantinescu, da? Mariana Constantinescu, Marina Constantinescu, pardon. Cine să-l găzduiască în acea zi pe Varujan Vosganian? Cine va primi pe Vosganian? Că oamenii îl vor chema în studio, dar vor întreba tot despre politică, pentru că ce să-l întrebi despre literatură? Am vorbit ieri despre marele roman, marele bestseller al lui Varujan Vosganian, care a rupt norii în Armenia. Astăzi o să vorbim despre o scriere care se intitulează Nu e ușor să fii liberal în ziua de azi. Aparent banală, chiar dacă într-adevăr nu pare să fie așa de ușor, dar vreau să ne inspirăm un pic ca să putem porni la drum. Ce zice Vosga în acest text, care nu poate să fie decât unul genial, venind de la un intelectual de un asemenea calibru? Citez. A fi liberal nu este o meserie, este o vocație. De aceea orice impuls de moment, orice înlocuire a principiilor cu nume de persoane, orice concesie și orice punte a cărei trecere presupune înfrățirea cu dracu, trebuie evitate. Are ceva din Garcia Marquez sau din Vargas Llosa, pentru că doar la ei îl găseai pe dracu la fiecare colț de frază neanunțat de nimic. Bădărnia nu este atul lui Varujan Vosganian, însă spontaneitatea da. În plus, el pledează pentru reformarea partidului, dar afirmă că va rămâne în PNL. Citez din nou. Suntem în fața unui moment dificil. PNL a luat unele decizii dramatice. Ca în orice situație de acest fel, când PNL a luptat pe mai multe fronturi, există riscul fracturilor. Liberalismul a trecut prin asta de mai multe ori, uneori până la limita rezistenței. De fiecare dată a rezistat. A se înțelege, paranteză deschisă, n-a crăpat, paranteză închisă. Păcat că s-a născut armean și nu sud-american, Varujan Vosganian, întrucât astfel de idei scurte, ieftine, populiste, dar bine spuse, cu un ton din ăsta hispano-amerindian, l-ar fi ridicat pe Varujan Vosganian pe toate meleagurile planetei și cu mustăcioara aia, dacă ar fi fost un pic mai puțin corpulent, mâncând fasolea aia săltăreață de dimineața până seara, ar fi devenit cu adevărat un lider mahimo al tuturor proștilor din țările alea ieftine din America Latină. Da? Din sudul Mexicului, adică de undeva de la sud de peninsula Yucatan și până în amintita Țara de Foc, el ar fi fost un fel de vultur de ăla, îi făcea o statuie, era absolut Dumnezeul lor. Cu genul ăsta de fraze nu puteai să ajungi decât departe. În fine, mă opresc aici, pentru că într-adevăr ar fi foarte multe de spus despre un asemenea cetățean, dar trebuie să le lăsăm locul și altora mai puțin experimentați, că lumea nu-i făcută numai din genii, mi-a spus mie cineva, trebuie să le dăm și săracilor să mai mănânce. Și ajungem la capitolul zilei care a fost bântuit astăzi în clovneria despărțirilor, episodul pe polemici și pe insulte, de UDMR, la care s-a insinuat astăzi în mai multe subiecte, evitând, sigur, predicatul, pentru că nu știe să-l folosească, dar în niște subiecte UDMR-ul s-a plasat astăzi. Nu mai era loc de ei nici în stânga, nici în dreapta. De aici înainte se pare că ei vor stabili condițiile pentru guvernare. Înainte de a ne adânci un pic în subiect, aș vrea să vă reamintesc că suntem exact în situația unei despărțiri clasice, în care partenerii în primele zile de după despărțire se invectivează, găsesc cele mai cumplite aprecieri la adresa unuia sau altuia, nu mai țin cont de nimic, toate momentele alea frumoase, duioase, complicate, nehotărâte, indecise, aromate, dulci, zemoase, pe care le-au trăit, sunt uitate, se coboară până în străfundurile pământului, pentru ca după aia, la un moment dat, sigur, cât poate să te țină furia asta, cam cât te ține și bateria la telefon, în momentul ăla, la un moment dat, vine așa o relaxare, o fâsâială și s-a șterne tăcerea. Unii o mai redescoperă, alții nu, dar, în general, clasica metoda despărțirilor este asta. S-au iubit, din interes sau nu, da, au mers o vreme împreună, după care, în momentul în care s-au despărțit, este măcel. Nici unii și nici alții nu câștigă niciodată atunci când vine vorba de o despărțire. Din jocul ăsta
Nu există învingători. Peste timp, sigur că amortizarea politică, spunându-și cuvântul, toate aceste vorbe vor fi uitate. Tocmai de asta e bine să insistăm astăzi pe ele, să vedem până unde nemernicia, golănia, interesul, promiscuitatea și toate, indecența și toate astea, sunt capabile să ne conducă. Da? Pentru că oamenii, cu adevărat, atunci când spun adevărul, sunt autentici, nu atunci când încearcă să se giugiulească, să se mângâie pe cap, să țină de mână pe stradă. Alea nu sunt momentele neapărat, pentru că atunci sigur există un interes din partea amândurora, sunt cu capul nori, i-a luat valul, au slăbiciuni, pe care nu le mai recunosc nici în ruptul capului în astfel de momente, ba dimpotrivă, le neagă cu vehemență și aruncă în față celuilalt tot ceea ce ar fi putut să spună despre el dacă nu s-ar fi certat niciodată și dacă nici nu s-ar fi cunoscut. La o adică așa, dacă ar fi fost întrebați pe stradă, tu cum l-ai înjurat pe ăla dacă te-ai fi despărțit de el și dacă l-ai fi cunoscut. Deci cam acolo suntem. Revenim imediat asupra acestui subiect. Vreau o incursiune în spectrul UDMR-ului, care spune cam așa. Există o presiune mare din partea primarilor din Harghita și Covasna. Anul trecut, doar în Harghita, erau 70 de procese de prefect împotriva primarilor. Pentru că prefecții români, de obicei, i-au dat în judecată pe primar pentru arborarea steagului Secuiesca, însemnelor maghiarimii, bineînțeles în condiții ilegale în România, un noian de procese, aflăm acum, există în zona respectivă, ei ce vor udemeriștii? Vor retragerea acestor procese, vor arborarea însemnelor ținutului Secuiesc peste tot, spuneam și zilele trecute, desfințarea termenului de stat național unitar și câte și mai câte, haideți să-l auzim un pic și pe Chiala Mea, Unor, președintele UDMR, care le-a prezentat colegilor variantele, urmând ca Uniunea să ia o decizie în acest weekend. Aveți dreptate, domnul Unor, atâta timp cât noi discutăm joi, bun, ieri a fost miercuri și alaltă ieri marți, e normal să te agăți un pic de weekendul care urmează. Adică, pe românește, dacă această chestiune ar fi existat pe 7-8 ianuarie, ei o tranșau la începutul martie. Întotdeauna în politică, dacă vreți să-l cităm pe Adrian Năstase, trebuie să ne mai gândim, trebuie să luăm o decizie. Deci, lucrurile nu se fac pripit. Țineți minte că UDMR-ul întotdeauna a recurs la chestiunea asta, să intre ei întâi în ședință, să se discute în maghiar acolo între ei și după aia vor lua o decizie. Ei nu sunt genul care pe loc, da, te-ai înțeles cu el la telefon, așa cum credea la un moment dat Victor Ponta atunci în naivitatea lui când imediat cum ajunseseră la putere ăștia din USL, el îl sunase pe Kelemen Hunor. Nu e așa. Kelemen Hunor nu vorbea în numele partidului atunci, numele euforiei personale. No, ei trebuie să se întrunească și iată ce se spune acolo. În aceste zile trebuie să discutăm o situație nouă. De două zile, coaliția guvernamentală de 70% USL s-a descompus. UDMR cu fracțiune din Senat și Camera Deputaților, suntem limba cântarului. Asta este într-adevăr o expresie pe care n-am mai auzit-o de mult. Deci ei sunt limba cântarului, un fel de balanță dintre asta, o clepsidră care va decide. Depinde de noi și numai de noi dacă recunoaștem șansele momentului. Deci este o chestiune de existență națională. Avem trei opțiuni. Fie în opoziție, fie să sprijinim guvernul din Parlament, fie că am recunoscut situația care se conturează și dacă formulăm condiții bune, nu de dragul guvernului, dar la început de an electoral, alegerile partidului sau Parlamentului European, scuze, și prezidențiale din România, putem spune da, în anumite condiții, de fapt ei spun da, mai bine, vom accepta guvernare. Nu se înțelege nimic. Despre asta vom vorbi astăzi și mâine cu președinții județeni. Mâine se face ciolanul, mâine e gata ciorba, așa pe nepusă masă cu stomacul gol, de aia au nevoie de două zile. Luni trebuie să luăm o decizie până la ora prânzului, mai mult până luni. Dacă primim mandat, pe cine alegem? Pe cine alegem, mai? Nu ți-e un pic rușine ție la nas? Când cred că suntem suficient de înțelepți și experimentați, atunci, a declarat Kelemen Hunor. Liderul UDMR a mai recunoscut că Uniunea are în prezent o dilemă,
privind modalitatea de urmat în acest sens pentru a reprezenta cât mai bine interesele maghiarilor. Bun, la Târgu Mureș, Marco Bello a declarat în cadrul adunării generale anuale a delegațiilor UDMR că Uniunea poate să-și asume rolul de guvernare în condiții corespunzătoare, adăugând plin de el și cu pieptul scos în afară de 2 metri ca o gorilă de munte din Rwanda. Fără noi nu e reformă în țară. Fără noi nu există progres. Asta a arătat cu degetul blestemând, practic, în stânga și în dreapta Marco Bello. Dacă UDMR pentru comunitatea maghiară din România prevede priorități în pachetul de guvernare, atunci UDMR este obligat să asume rol la guvernare. Aici e dilema. Dacă există aceste condiții, dacă sunt prevăzute prioritățile care sunt importante, ei niciodată nu spun pe șleau. Nu veți auzi niciodată într-o declarație. Noi vrem Ardeal, ținutul secuiesc în steagul secuiesc, vrem așa. Niciodată. Astea sunt cerințele însă formulate în off, bineînțeles, pentru opinia publică, pentru ce găsim prin ziare. De regulă, aceste începuturi de amenințări cu care ei șantajează o națiune întreagă. M-am gândit astăzi la Dan Voiculescu, fraților, care, după cum țineți minte, a arborat cel mai mare drapel românesc, da? A vorbit la un moment dat, de 1 decembrie, că românii trebuie să-și pună în balcon cu toții un drapel românesc, da? Tot timpul să stea drapelul românesc acolo, să fim patrioți și mai departe. Oare cum? Iată astăzi situația în această nemernică de politică s-a sucit. Dan Voiculescu va trebui să accepte, sau nu, aceste condiții ale udemeriștilor, pentru că altfel majoritatea va fi instabilă, va fi pe muchie de cuțit, va fi pe marginea prăpastiei. Într-adevăr, este un moment crucial. Așa de bine s-a scuturat politica românească, încât bila a căzut exact în dreptul UDMR-ului. Și avem o tablă de aia de ruletă, scria numai așa: PSD, PNL, PC, UNPR. PSD, PC, UNPR, PSD. La un moment dat era un zero, da? După cum știți, iarăși, PSD, PC, UNPR, așa. Și o singură dată sau de două ori apăreau cu verde UDMR. E bine, s-a învârtit, putea să cadă practic numai pe ei și a căzut pe UDMR. Deci niciodată nu s-ar fi gândit nimeni în ultimele luni că dintr-o astfel de despărțire, de fapt, cei care vor pierde vor fi toți cetățenii adevărați, simpli, chiar iată se văd în fața unei jenante dileme de a accepta niște condiții de secolul XIX pentru ciolanul altora. Deci noi ne găsim astăzi prizonieri, UDMR-ul practic nu exista vreodată, el n-a adus nimic clarificator în politica românească, decât vrajbă, decât ură, decât persoane agramate, decât oameni care și-au văzut doar propriul interes, nici măcar pe ale etniei pe care o reprezentau, niște simpli clowni care s-au perindat prin politica românească așa ca penele într-un deșert. Nici nu se văd. UDMR-ul nu are la activ practic nicio performanță, punct de vedere politic, în România. Orice ar zice, ei au fost acolo ascunși, libidinoși când a fost cazul, un suroș în altă parte, se întorceau de la una la alta, un fel de peciști cu mai multă notorietate. Da? Păi bine, dintr-o dată ei sunt cheia rezolvării acestor probleme pe care le are țara. Vreți în continuare vrajbă politică, vreți haos, vreți instabilitate, sau puneți UDMR-ul la mijloc, ca și cum mai pune un piron sau un cui, să nu mai iasă apa sau să nu mai treacă noroiul pe acolo și ați rezolva problemele. Bă, că au făcut dintr-o dată UDMR-ul, este cheița pentru toate insuccesele noastre. Despre asta nu prea vorbeau politicienii noștri în aceste zile, dar uite că Varanul cel puțin se află într-o dilemă remarcabilă. Din câte știm noi, din câte ne-a parvenit, Daniel Constantin a spus deja da colaborării cu UDMR-ul, găsind-o ca ultima soluție. Nu se mai vorbește de binele rău, de rău bine, ci pur și simplu de această ultimă soluție. E adevărat că sunt și lucruri bune. De exemplu, faptul că am scăpat de o majoritate care se întindea undeva spre 70%, de ca și cum am fi avut într-un acvariu de la de pești Xifo o caracatiță. Nu mai vedeai nimic de tentaculele ei, sau că și mai încerca să bagi un elefant într-un lift de la
gen cutie de sardine, cum avem noi prin blocurile ceaușiste. Și ăsta era USL-ul pentru România. Asfixia națiunea. Nu se mai putea face nimic în această țară din pricina acestui mamut, acestui mastodon care nu încăpea pur și simplu cum să-ți bagi piciorul într-o cutie de conserve când tu ori 44. E imposibil. Asta încercam noi să facem, să băgăm USL-ul la... De-aia nici nu era guvernată România. Nu exista nicio miză. Pentru cine? Atât timp cât ei aveau toate pârghiile, ultima lor grijă era să guverneze. Problema este, atenție, că nici acum nu avem nicio șansă să fim guvernați, măcar până la sfârșitul anului, întrucât urmează europarlamentarele și după aia mai spre toamnă prezidențialele. Toate calculele care vor exista până la sfârșitul 2014 sunt electorale. Mai rămâne luna decembrie în care cei care vor fi aleși pe listă ca la examene vor face cadouri celor dragi. Restul vor sta cu capul în pământ și nu vor aprinde bradul. Deci ăsta este finalul de an. O țară neguvernabilă care va trece din minciună în ipocrizie în continuare. Valuri de ipocrizie și de minciună. Această ipocrizie oprită de Crin Antonescu cu câteva zile în urmă. Na, e doar începutul. Valul ăla mare n-a venit. De aici înainte să vedeți trucuri. Pentru că nu mai interesează pe nimeni acum, în vria asta care i-a cuprins pe politicieni, ce o să facă pentru oameni. Măcar până la sfârșitul anului să-și aranjeze ei corăbile. Da? Să le scoată ei în larg și să le aranjeze așa cum trebuie. Oamenii ăștia cu nume de flori, Viorel, Crin, ăștia care au mai rămas prin fruntea țării, în cearta asta lor, v-am spus, bezmetică, a foștilor îndrăgostiți, care de fapt nu se potriveau niciodată, o să se uite ei prin horoscop și o să înțeleagă că era Traian Băsescu și între zodiile lor, probabil. N-am făcut scoteala asta, dar mi se pare inevitabil. Nici nu vreau să o aud. Ei, nu mai vreau pe Oana Hanganu sau pe Mariana Cojocaru sau pe... Nu vreau să mai aud chestiuni de genul ăsta, că știu că între zodia lui Ponta și zodia lui Crin era zodia lui Traian Băsescu, da? Între ziua de naștere a lui Crin și ziua de naștere a lui Viorel era ziua de naștere a lui Traian Băsescu, ceea ce se și întâmplă. Pentru că nu țineți minte că toți erau născuți în aceeași perioadă, îi sărbătoream unul după altul. Am foarte clar această amintire. Victor Ponta, astăzi, între două insulte la adresa lui Crin, a fost la DNA, dar doar la bilanțul instituției, nu ca să participe direct acolo, ci puțin deocamdată, ținând să sugereze către procurori să se ocupe de cazurile care afectează grav bugetul public și felicitându-i pentru anchetarea evaziunii fiscale, însă fără a menționa nimic despre corupția politică. Laura Codruța Kövesi, care a luat și ea cuvântul astăzi, nu mai văzusem de mult, e adevărat, părea destul de bine pentru o femeie. După o anumită vârstă, femeile, dacă apar mai puțin la televizor, cu atât mai bine. Mi s-a părut că Laura Codruța Kövesi deocamdată n-avea de ce să fugă de micul ecran, era ok. A ținut să precizeze că magistrații sunt supuși în continuare unor presiuni publice negative și că 2013 a fost anul în care presiunile publice la adresa procurorilor au înregistrat un trend puternic ascendent, după care președinta Curții Supreme, Livia Doina Stanciu, a declarat că unii politicieni, e la latitudinea noastră să-i numim, doresc să se revină la o justiție controlată. Bineînțeles, a intrat frica în ei de doi coți, vă cred. Sigur că un subiect astăzi a fost Călin Popescu Tăriceanu pe mai departe, insultat ca la ușa cortului, chiar și de către marele Ionescu Chintus, ajuns la vârsta de 97 de ani, care are Ionescu Chintus într-adevăr un mare atu. Când ai 97 de ani, lumea te ascultă când deschizi gura, chiar în momentul când deschizi gura să vadă dacă mai poți vorbi, și după aia nu mai este interesat de ceea ce spui. Adică e clar că un discurs al unui om ajuns la o astfel de vârstă nu mai îmbie pe nimeni, pentru că sigur, există o înțelepciune tardivă, matură, dar nici chiar așa. Adică să nu cumva să credeți că în politica românească mai ai vreun rol de jucat la vârsta de 97 de ani. Chintus este ca și împăiat acolo în PNL, deși se ține bine, desigur, și vorbește coerent. Numai că știți cum e înțelepciunea cârlanilor. A? Li s-a spus și lui Crin și lui Viorel că sunt tineri, că sunt... Nici asta nu e o virtute, într-adevăr, să vorbești despre tineri la mișto doar pentru că tu ai adunat niște ani în plus. Dar ce ai făcut cu ei?
În primul rând că ai prins epoca Ceaușescu până la maturitate aproape, erai deja la 30 de ani în epoca Ceaușescu, deci nu te poți mândri cu mare lucru, și după aia ce ai făcut? Nu te-ai adaptat noi societăți, că nu te-ai adaptat. Bineînțeles, și vorbești așa ca să te afli în treabă. Am mai avut astăzi și frumoasa tiradă, tot în onoarea zilelor de maximă cursivitate ale liderului liberal din ultima perioadă, de la onoarea liberală la măi băiete, dragă domnule sau măi băiete, așa i s-a adresat Crin lui Viorel, de altfel este discursul oricărui domn sau oricărei doamne, după cum vă spuneam în momentul unei despărțiri. Ce mai contează că îți spunea scumpule sau dragule? Dintr-o dată ești măi băiete sau ia auzi mă, măi băiețaș sau măi domnișorule sau măi șmecherașule. Și strântește ea câteva, știu mai bine cei care sau au fost implicați în astfel de situații, poți să iei transgaz, mă rog, ea nu-ți reproșează de obicei că nu știe ce e transgaz, îți reproșează lucruri mai curente, transelectrica, mă rog, nici asta nu e neapărat raionul ei, poți să mai schimbi niște prefecți, dar nu poți să consider că PNL e lipsit de onoare, adică ea este onorabilă și tu ești ultima zdreanță. De obicei, cel care răgnește mai tare în momentele ăla, în momentele respective, ăla pare să aibă mai multă dreptate, doar până în momentul în care celălalt ia cuvântul și va demonstra el că este cel care are dreptate. PNL n-are atâtea consilii județene câte aveți voi, dar băgați de seamă că acesta este un partid pentru care oamenii au murit în pușcării politice, o chestiune pe care nu știa foarte bine nici Crin Antonescu, dar poate că a citit o carte sau poate că în melancolia ultimelor discursuri e greu să adormi după ce sforăi la microfon în asemenea hal. Probabil că ne putem să adoarmă cu atâta energie, cum analizam și zilele trecute, o fi răsfoit vreo carte din bibliotecă și a dat peste istoria Partidului Național Liberal, pe care a contemplat-o exact cum ne uităm noi la ziarele de la capătul lumii. Cam ca vițelul la poarta nouă. Și a descoperit că, uite, liberalii erau niște... Da? Niște oameni cu carte, niște oameni inventatori, deschizători de drumuri în politică, uite că s-a murit pe vremea, uite că era o demnitate anume, pușcării, multe chestii au apărut dintr-o dată în discursul lui Crin Antonescu, care continuă așa, tot ce s-a făcut, aproape tot ce s-a făcut bun în România, au făcut liberali. Ei au făcut și România Mare, să vă intre bine în capul vostru de pesediști, adică să-ți intre bine ție în capul ăla nenorocit, că dacă noi ne numim național-liberali și purtăm această moștenire, nu se poate trece de o anumită limită, nu ne tratați ca pe alte partide, dorim să guvernăm, avem dreptul să guvernăm, dar niciodată nu vom călca onoarea partidului nostru pentru o funcție de guvernare. Am în vedere că au fost al de Chițoiu, al de Rușanu, al de Fenechiu și alți domni, doamna Câmpeanu și așa mai departe, că nu mare buturi, practic, erau. Totuși, aceste cuvinte stau destul de greu în picioare. Cred că bate un pic vântul prin textul ăsta, domnul Antonescu. Ia să spun Tăricianu, dar cred că n-ar fi fost prea indicat. Așa, deci, nu mai ai nicio calitate, ești ultimul om, bagă bine la minte cu mine, să nu te pui băiețaș. Și cam asta a fost discursul. Liberalul a adăugat că Ponta a refuzat să accepte nominalizările făcute de PNL pentru guvern, deoarece era convins că cei din PNL se vor duce precum țăranii lui Rebreanu în răscoala cu căciulile în mână, făcute ferfenițate acolo, moșmundite, cum zice Ardeleanu, în mână, acolo, frământate, așa, stând cu căciula în mână, cu capul gol și... a plecat în fața boierului, doar ăla o mai consimți câte ceva și nu le-o pune și botniță când o culege via, mai la toamnă. A crezut că în PNL va izbucni un scandal, aflăm și noi acum din culisele bănuite până acum, i-a spus lui Ponta că dacă Băsescu, foarte interesantă asocierea, i-a spus lui Ponta că dacă Băsescu n-a reușit să mă dea jos pe mine când am fost în opoziție și pe Tăricianu când era la putere, nu va reuși nici acum. Acești oameni n-au rușine, n-au obraz, poate vrea să spună praz, memorie, că de aia suntem noi partid istoric, iar voi partid cu multe voturi. A? Nu te pune cu mine, băiețaș, că eu am școli, am facultăți, am școala vieții, am nu știu cum. Domnule Ponta,
de la care speram să fie ponderatorul acestei lăcomii. Asta e bună, bună chestiunea de final. Deci ca o justificare de ce a crezut Crin Antonescu până acum, deși noi cu toții am spus să nu creadă în Victor Ponta, știind din ce partid provine emanatul cui este Victor Ponta, exact asta spune și el, domnul Ponta, de la care speram să fie ponderatorul acestei lăcomii nesfârșite a Partidului Social Democrat, se dovedește că a fost crescut la școala lăcomiei nesfârșite a PSD. Mă rog, repetă de două ori această frază frumoasă, de altfel, adevărată, dreaptă, logică, dar care mai folosește cui? Deci ei stăteau lângă lacomii politicii românești, lângă răpăreții, lângă hienele continentale, cotidiene, cum vreți să le spuneți, citadine, lângă hienele astea care ne mușcă pe noi de fund când mergem pe stradă, asta era PSD-ul, dar ei au crezut că totuși Ponta îi va pondera pe ăștia și îi va lăsa să fure mai puțin, când toate indicatoarele erau pe roșu și nimeni nu ne dă dreptate să sperăm la așa ceva. Vorbește și Sorin Oprescu un pic despre ruperea USL, pe care nu consideră un lucru bun, nu știu exact de ce, și el se referă iarăși la cetățeni, așa de plictisitor Oprescu când vorbește despre oameni, că a vorbit despre cuțite, despre paturi, da, despre vată, despre întrerupătoare, nu știu, despre cadavre, chiar și despre câinii maidanezi, dar să vorbească despre oameni mi se pare un pic deplasat. În contextul ruperii alianței, va candida Sorin Oprescu la funcția de președinte sau nu? Bineînțeles că este prea devreme să discutăm, să-ți asumi o responsabilitate acum când Crin Antonescu de 2 ani era viitorul președinte, sigur că nu merge. Atunci când va fi cazul, dacă va fi cazul, ne va anunța și el, le-aș recomanda tuturor indecișilor din politica românească să ne anunțe, dar nu în același timp. Să ne lase și nouă răgazul măcar să savurăm aceste candidaturi, să nu se îngrămădească cu toții ca țăranilor Ebreanu dimineața la tren. Toți să intre odată și până la urmă să rămână pe din afară. Că știți că ușile sunt înguste pe calea ferată. Faceți-o din timp că e mai sigur. Bun, vreau să facem și un raport, că tot ne trecu așa pe la bombeu zilele astea, dar ne-am luat una cu alta, că s-a vorbit mai puțin despre finalul, mai, să spunem, melodramatic al problemelor, că nu există numai război, există și sport pe undeva, dar există și performanță, mai luptăm și pentru medalii, mai ne luptăm și pentru ciocolată și pentru buchete de flori. Până la despărțire există și momente mai drăguțe în viață. Unul dintre ele a fost Olimpiada de la Sochi. S-a terminat așa, într-o coadă de pește dintre asta, pește de Oceanul Indian. Adică nimeni n-a mai venit și n-a mai spus nimic. Așa să ne facă și nouă un bilanț, că știu că eram entuziaști la un moment dat, tot vedeam pe domnul Murariu în sacourile domniei sale cât de bine îi stătea, nicio scamă era pe acolo și cum vorbea el așa din înălțimile alea ale etajelor 20, 30, 40, vălătucul ăla așa de fum, scotea domnul Murariu la propriu și la figurat despre situația noastră ca oameni olimpici, ca societate olimpică. E bine, uitați un raport al americanilor de USA Today, din păcate SUA se ocupă de raporturi și cam toate sunt nefavorabile pentru noi, care au analizat ce s-a întâmplat la Sochi între 7 și 23 februarie și au făcut bilanțul. O să spuneți, era normal să analizeze dacă era pe teritoriul Rusiei, cu atât mai bine. E bine, acest clasament foarte interesant al productivității, ei au luat mai multe criterii. De exemplu, populația unei țări, numărul de legitimați în sporturile olimpice, numărul de medalii sau de locuri premiante sau nu de la această olimpiadă, și un clasament mult mai aproape de realitate decât cel al medaliilor clasice, unde Olanda câștigă cu o medalie la fiecare 1,7 atleți, e adevărat că olandezii au luat toate medaliile la patinaj viteză, Belarusul o medalie la 4 sportivi și Norvegia, care a condus de altfel multă vreme clasamentul pe medalii și cel real, o medalie la 5,2 atleți. E bine, pe ultimul loc, ex aequo, România și Estonia, care se pot lăuda că au avut cele mai ineficiente delegații, domnul Murariu, la Sochi. Era așa ca o paranteză prietenească, să ne ciondănim numai pe lucruri imateriale, cum este politica. Haideți să ne uităm un pic și pe cifre, pe concluzii, pe rezultate. Dar dumneavoastră pentru ce sunteți plătit? Pentru discuții? Pentru analize? Pentru divagații?
pentru telefoane în străinătate, pentru butoni, pentru cravate, pentru ce sunteți, pentru jeepuri. Mă gândeam că poate vă interesează un pic să vedeți și clasamentul ăsta. Deci România, 24 de sportivi, bineînțeles 0 medalii, ceea ce nu e o surpriză, că noi avem o medalie în toată istoria olimpiadelor noastre de iarnă și aia de bronz. Cea mai bună clasare totuși a sportivilor români a fost locul 17 la bob, două persoane, după care probabil că băieții au vândut bobul în euforie, atât la masculin cât și la feminin. Deci avem două locuri 17, dar nu asta e problema. Ni s-a spus că bilanțul este onorabil spre rezonabil, țineți minte, cum s-au îngrămădit imediat la Otopeni, când nu-i aștepta mare lucru acolo. Dar ca să nu cumva să fie niște ouă și niște roșii, au zis, băi, rezonabil, două locuri 17, ne apropiem de primii 15, poate în 50 de ani o să intrăm și acolo. Nu e asta. La eficiență, România totuși este un stat mare, este un stat unde sporturile de iarnă încă se mai practică, unde există suficienți sportivi legitimați care să creeze, iată, o emulație măcar panglicară din asta de clasament și unde, iată, dacă toate cifrele se fac bine, împărțite bine cu calculatorul, suntem pe ultima poziție. Olimpiada a fost scumpă, v-am povestit și despre caviarul pe care puteau să-l lungă rușii, de ciudă, i-am făcut în ciudă lui Dan Șova cu caviarul, când o să ai și tu, măi, Dane, o, nu o autostradă, o bucățică de șoseluță acolo pe care să-ți ungi, să o prăjești, că știu că ții la siluetă, prăjește-o, dă-i foc și pune caviar peste ea dimineața să vezi ce gust bun are. După aia aruncă-te cu cortul în hău, că nu se întâmplă nimic. Luăm publicitate și ne întoarcem la teatru ieftin al liberalilor, imediat. Editura Litera vă oferă colecția Thriller, aventuri, omoruri, comori, mistere, sunt de toate în cărțile astea, sunt și colorate pe din afară. Un anunț verbal, da, adică un SMS, asta este de fapt în limbajul nostru, cu textul Litera la 1800, 10 volume, le-ați văzut mai devreme, la 79 de lei, tarif normal, deci Litera la 1800, intrați în posesia lor, și anume Thriller, da, tot felul de romane dintre astea de aventuri, o capă și spadă modernă, dacă vreți. Bun, înainte să reamintim numărul de telefon al bogătașului togolez care interesează națiunea română, aș vrea să fac așa un bilanț scurt. Andrei Chiliman, 23 de ani de activitate liberală, exclus din PNL după ce a criticat decizie lui Crin Antonescu, și respectiv Călin Popescu Tăricianu, 24 de ani de activitate liberală, umilit, plecat direct din PNL de pe scările lui Victor Ponta, tot după o ciondăneală cu Crin Antonescu. Rămâne și Antonescu așadar în istoria liberală cu ceva, este evident. Problema e că, până la urmă, da, Tăricianu a stat mai mult cu PNL-ul decât cu oricare dintre nevestele sale. Da, poate că l-ajută asta la bilanț, că atunci când sunt 4-5, le mai uiți câteodată și cine știe câte ori mai fi fost dintre astea care n-au mai ajuns la altar. Dar iată că s-a încheiat și istoria liberală în ceea ce îl privește. Bun, asta vreau să facem așa, ca un rezumat. Așadar, riche, et mauvaise relation amoureuse avec fille de 16 à 19 ans. Numărul de telefon era 9203-93-87, adică 9203-93-87. Nu uitați cu 228 în față și cu 00, da, prefixul internațional pentru orice țară. Dacă nu vă iese bine, fraților, sau mă vrea pe mine la telefon cetățeanul, formați numărul și dați-mi-l că voi vorbi cu el în direct. Mâine seară o să vedem ce a ieșit. Toate bune!